Prieteni, lăsați like sub acest video dacă nu vreți să vină și după voi diavolul. Nu verificați dacă e adevărat sau nu. Pe scurt, am murit. Era luni, 7 octombrie. Până la Halloween au rămas aproape 3 săptămâni. Sau aproape 3 săptămâni până la moartea mea. Haideți să nu vorbim despre moarte. Deși probabil deja ești interesat de la ce totul a început. Totul a început 3 ani în urmă, când a apărut doar canalul Motan Show. Atunci pe canalul meu am adunat 100 de abonați și cu asta s-a oprit creșterea canalului. Oamenii se dezabonau sau nu se abonau deloc. Eram într-o stare de tristețe, o mulțime de comentarii nebune, dislike-uri. Totul m-a enervat și eu am decis în această situație disperată să-mi vând sufletul diavolului. Eu am găsit cea mai veche carte din cele mai vechi cărți. Am găsit cuvintele speciale pentru a chema diavolul în lumea noastră. Am îndeplinit toate instrucțiunile descrise în carte. Salut, desigur vrei asta. Eu sunt gata. Atunci peste 3 ani vei avea 600.000 de abonați. Dar în schimb o să-ți iau sufletul. Și asta nu e totul. Peste 3 ani eu o să te iau cu mine în iad. Și mai mult niciodată mă filmați video. Stai, eu nu mai vreau, nu accept. Acum e 7 octombrie, ziua când diavolul trebuie să vină. Mi se pare că e gata cu mine, diavolul tot mai aproape. Dar eu nu vreau să mă lăs de YouTube și să merg în iad. Așa că am început să caut pe Google cum pot scăpa de satana. Pe internet am dat de un șaman care mă poate ajuta. Am mers la el, mi-a dat o amuletă, care trebuie să o îmbrac exact la ora 12 de noapte. Am ajuns acasă. Peste o oră diavolul va veni. Eu trebuie să reușesc să scap de el. Am luat amuletul. Și a rămas doar să aștept. A venit și timpul. Eu vreau să dorm, dar gândurile se gândesc la el. Încă un pic și el va veni. Nu trebuie să-i arăt frică față de el. Așa voi pierde această luptă. Sper că amuleta o să mă apere. Tu crezi că amuleta ta de căcat o să te ajute? Te greșești! Pentru partea a doua, haideți să adunăm 10.000 de like-uri și scrieți în comentarii dacă vreți să continui cu această serie.